Vrei să-ți dau o veste? Cred că a murit mama. Mama a căzut, s-a lovit. Mama sus, mama jos, mama sus, mama jos. Dacă l-a crescut singură, ce vrei să faci? Își bate joc de mine și de mama. Unde a căzut? A căzut în pivniță. Măgărița măgărițelor. Tu ai vrut o mămică. Ești ăla care ai lăsat-o înainte de nuntă? Păi suntem colegi cu asta, bă, asta, nu veni tu aici să-mi faci mie halai, să mă faci cu mine de râsc? Treci cu măta sau cu mine? Ei spar casa! Eu nu te cunosc, du-te ei de aici! Ei spar casa! Iubire! Hei, 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 hey, stai calmă! Stai, bă, cu mine, tempo! Mamă! Mamă! Sunt Ernest și vă invit să urmăriți o ediție despre iubire, prezent și trădare, numai aici, la Ochii din Umbră. Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată. Dar ce se întâmplă însă atunci când trecutul dă buzna în viața ta și îți distruge prezentul? Și cum reacționezi ca om atunci când afli că nu ai fost altceva decât înlocuitorul unei fantome? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Salut! Salut! Bună seara! Robert, îmi pare bine. Analde, sărut mâna, doamne. Nina Cristian, Ernest îmi pare Francis. Bine. O, dar n-ai glumit când ai zis că e sinistru aici. Ce, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat cu... Au fost niște depozite CFR. Nu ne-am putut întâlni acasă la mine pentru că este soția și pe ea vreau să o urmărim. Am înțeles. Am prins-o cu minciuna. Am niște dubii legate de ce face ea în ultima vreme și vreau să mă ajuți. Pare rău să aud asta. Că mi-a luat foarte direct. Cum o cheamă pe soția ta? Dana. Dana. Și de câtă vreme sunteți voi? Suntem căsătoriți de 3 ani și avem și un copil, Adrian. Să vă trăiască. Mulțumesc și mult. Și am un băiat, Alexandru. Să-ți trăiască și ție. Un băiat de 1 an și 10 luni. El spune ce ar fi trebuit să spun acum vreo 3 ani. Dar poate nu-i târziu nici acum. Eu, această femeie, n-am plăcut-o de când el a găsit-o. Mamă, nu-i momentul. Ba, e momentul, că de-aia l-am chemat pe Ernest să lămurim lucrurile. Da, l-am chemat mai exact. Eu aveam niște informații dinainte de a spune el chestiile astea, pentru că eu am angajat-o unde am lucrat eu și actuala șefa ei, fosta mea prietenă, mă rog, chiar actuală prietenă, mi-a spus că tot timpul se învoiește, mă întreabă, dar ce-i cu nepoțelul tău, e bolnav, lucru care nu s-a întâmplat. Tot timpul stă peste program, tot timpul... Asta mi se pare de cea mai joasă speță, să minți că e copilul da, tău bolnav. Da, niște minciuni ca să... și această femeie, cunoscându-mă și știind că eu stau acasă copilul lor, normal că m-a întrebat. Ca să se acopere mințea că ce, că are copilul bolnav? Că are copilul bolnav, că are nu știu ce probleme cu o prietenă și așa mai departe. De ce s-a ajuns aici să... Chiar am avut să mintă și... la modul ăsta? De prea mult bine. Ceva lipsește de, în ultimele săptămâni. Parcă nu mai e atât de apropiată nici de mine, nici de copil, nu mai la fel de afectuoasă, iar o fire pasională. Dar copilul ce are? Adică, bun, pot înțelege că se răcește o relație soț-soție, dar copilul ce vine are? Adică, de ce s-a răcit și vis-a-vis de el? Am impresia că... Tot timpul motivează că e foarte obosită. Ceva o distrage. Pentru că înainte petrecea mai mult timp și cu copilul, se uitau împreună la desene, ieșeau cu el în parc și acum mai este în parc, dar iese la ore ciudate.
E... În general noapte. Bine, vine și târziu de la servici, hai să zici că... Cam pe la ce oră termină ea programul? Cam pe la 6. La ora asta, da, la 6 deja termină la 6, uneori ajunge acasă pe la 9-10 și dacă o întreb ce a făcut, de ce a ajuns așa târziu, mă ia că, da, ce vrei să mă controlezi? Ar putea fi cineva de la locul ei de muncă? Tot ce se poate. Și asta vreau să știu. Dacă într-adevăr există cineva, ori sunt eu nebun și mi se noi pare... Noi nu avem certitudini, da, dar bănuieli... Prietena dumneavoastră ne poate fi de folos, doamnă. Sigur că da. Sincer, sunt stresat de situația asta. Nu găsesc un răspuns. Sunt lucruri care nu se leagă. Hai să vedem ce putem afla. Bine, sănătos? Foarte sănătos. Mă bucur. Zimnicea. Orașul mic, să fie fie greu. Am ce să fac. Am fost la întâlnirea cu familia Cristea. Problema pe care a ridicat-o domnul Cristea, infidelitate. Domnul Robert, tânăr, 33 de ani, căsătorit cu o doamnă Dana. Deja își face griji. Căsătorit de 3 ani doar. Au și un copil, are 2 ani, Adrian îl cheamă pe băiețel. Toate bune și frumoase, a cunoscut-o pe Dana într-o perioadă mai zbuciumată a vieții ei. Ea tocmai ieșise dintr-o relație care nu i-a fost prea prielnică. Se pare că cei doi s-au completat oarecum unul pe celălalt. De unde bănuiește? Păi a prins-o cu minciuna. Când a pus-o în față cu situația, femeia s-a comportat normal, l-a negat. Nu știu despre ce vorbești, a încercat să ascundă minciuna asta. În ultima perioadă iese cu copilul, predominant noaptea, la plimbare. Da, e drept, ok, termină programul la ora 6, programul de muncă. La 6 este deja întuneric, dar pentru un copil de 2 ani să-l ții până pe la 9-10 seara afară e un pic cam ciudat. Asta e cam dubios, da. De ce când minți ai ceva de ascuns? Clar. Bine, rămâne să aflăm. Domnule Vescu, ba. Ceau. Ba. Din nou în căutarea adevărului, detectivii se îndreaptă cu pași repezi către Zimnicea, unde un soț naiv și o mamă disperată sunt în căutare de răspunsuri. Ora 7 și 35 de minute. Casa familiei Cristea. Alo? Ce să fac, iubita? Uite, ești bine pe aici. De-abia m-am trezit și fac și eu o cafea. Îmi aștept bărbățelul să bea și noi cafea împreună. Tu ce faci? Da, ți-am zis că da, nu e niciun fel de problemă. Ne vedem. În cât timp? Pa, ei, neața, Dănuța. Neața, ce faci? Ce faci? Uite, ce matinală ești. Păi da, mă gândesc să fac și eu. Să-mi aștept iubitul cu o cafeluță ca o, ce mulțumesc foame. Frumos. Hai, așează-te că am pus apa să fiarbă. Am auzit niște voci înainte. Cu cine vorbea? La telefon sau... Da, m-a sunat Elena. M-a chemat pe la aia să ne vedem. Ce mai vrea Elena azi? Nimic, ce se vrea, să mă duc la ea, să mai stăm de vorbă ca între fete, ne mai sfătuie și noi. Dar de ce mă întreb cine m-a sunat? Păi am auzit niște vorbe și... Eu nu înțeleg, care e problema? Că m-a sunat Elena, nu m-a sunat un bărbat. Nu e absolut nicio problemă. Păi și nu, chiar nu te înțeleg. Nu e nicio problemă. Ideea era că Elena... Ești mai dubios, chiar nu te înțeleg, mă condamnă iurea, deci da, chiar nu mai, deci nu mai suport. Nu te condamn absolut deloc, vreau ce să văd... Ce are dacă mă duc la Elena? Nu este absolut nicio problemă dacă te duci. Hai, la Elena, vroiam... Hai, să beau. Așa hai nu te spăra pe mine, nu. Vreau doar să discutăm frumos, să vedem, am crezut că ai probleme, să... Nu am niciun fel de problemă, dar vreau să mă duc și eu la ea, ce fac acasă? Tu te duci la muncă, stau acasă. O cafea amară de dimineață, presărată cu puțină ceartă. Nu pot să mă duc să stau și eu de vorbă, singura mea prietena, stau să mă frești tu pe mine la melodie tot timpul. Că iar te-a sunat Elena, ce mai ai vrea Elena? Am întrebat și eu, hai nu te supăra pe mine!
Dana nu pare că greșește cu ceva în fața lui Robert, însă detectivii se întreabă de ce este acesta atât de suspect cu soția lui la primele ore ale dimineții. Câteva minute mai târziu, pleacă nervoasă de acasă. Merge spre centrul orașului. Ajunge într-un parc. Se așează pe o bancă și așteaptă. În discuția cu Robert de dimineață, îl anunța că trebuie să se ducă acasă la prietena ei. Să se fi schimbat locul de întâlnire? După mai bine de 40 de minute, e și mai nervoasă. La un moment dat, se ridică și pleacă. Detectivii o urmăresc cu fiecare pas, iar aceștia ne duc din nou acasă. Ora 18:20. Subiectul nostru pleacă de acasă. Se duce din nou spre centru. La un moment dat, pune un bilet pe o mașină parcată și își continuă drumul. Detectivii devin suspicioși, dar mai ales extrem de curioși, așa că se apropie. Te rog să dai un semn la numărul știut. Trebuie să vorbim. Cine este destinatarul acestui bilet și de ce procedează Dana așa? Pentru a afla răspunsurile, detectivii merg mai departe cu investigațiile. Hai, fata, odată, că am înghețat aici de când te tot aștept. Ei, și cu tine acum, tu ce mai vrei? Hai, odată, hai, Ivreana, că te sun înapoi, da? Hai, te-i vezi mult de tot, hai, pa. Fata, tu nu-i sănătoasă la cap? Ce vrei, dragă? În primul rând, bună seara. Bună seara, că sunt foarte supărată pe tine. Aoleu, fata, de ce? Fata, la servici, ce faci? Ce? Că vezi că a început șefa, că ba că ai copilul bolnav, ba că bărbații tu, ba că soacră ta, ba că tu, ba că toată lumea. Fata, așa și? Păi vezi că vor să te dea afară, fata, tu nu-i și sănătoasă. Și de aia nu mai plouă, băi, dă-te jos din copac, că ai să cazi. Fata, treaba ta, nu te gândești că ai, vrei să divorțezi și de bărbat tu, și de fitul o să-l pierzi până la urma urmei. Păi cine, pe băiatul meu să-l pierd? Rămâi fără servici, rămâi fără bărbat, fără casă, fără ce da, faci? De bărbat. Pentru mine e zero. Mama sus, mama jos. Mama sus, ce vrei, mama tata, jos. Dacă l-a crescut singură, ce vrei să faci? Păi și eu ce nu mă chinui cu copilul meu? Că pe el îl doare în de copil. Se duce la masă, ce faci, mamă? Păi te-ai surat cu măta sau cu mine? Eu nu te văd bine. După ce că eu urât. Eu nu te văd bine, treaba ta. Două secunde, iartă-mă, că mă sună iubitul meu. Aoleu, pizza. Îl iubești ce vrei, draga mea. Nu sunt pe Victor acum, că nu stăm de Victor. Yes, te sun eu înapoi, puiule, da? Hai, vorbim, te iubesc, papa. Aoleu, cu atâta iubire pe tine. Ei, ce vrei, ești geloasă? Auzi, și ăla te iubește pe tine? Păi zi să că mă iubește și o să divorțeze. Gândește-te, trebuia să bagi divorț și tu și el și vă luați. Și uite că să divorțez. Păi când, că de atâția ani de zile te amenințe, te amăgește ăla. Ați fost împreună și acum nu știu câți ani. Te-ai măritat, te-ai împăcat cu ăsta iar. Ce, Doamne iartă-mă, asta e viața la tine. Aveți de gând să faceți? O să divorțeze și de aia până la urmă. Știi ceva? Vorbim la telefon cu tine. Dar nu mai mă suna, du-te și lasă-mă. Treaba ta. Divorțuri și declarații de iubire. Atitudinea ei trădează o relație de mai mulți ani cu acest bărbat, de la care așteaptă divorțul. Încă din prima zi, detectivilor li se conturează caracterul alunecos al acestei femei. Ignorându-și rolul de mamă, Dana își vede mai departe de treabă. Intră în parc și se așează pe o bancă. Bună, iubita mea, ce faci aici? De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Nu știi de ce plâng, nu? Trebuie să înțelegi. Ce să înțeleg? Situația, dacă ce vrei, dacă n-am putut... Mă duci cu zahărelul, cap pe un copil, lasă-mă, te rog, ia mâna de pe mine. Era doar de tine, de ce nu înțelegi? Deci nu mai... Înțelege. Deci, ascultă, mi-a fost dor de tine și mi-a se dor de tine. Da, am văzut. Știi destul de bine, da, că te iubesc, da, dar n-am ce să fac. N-ai putut, dar de eu cum pot să plec de acasă? N-am putut să plec de acasă. De ce? Pentru că nebuna să facă crize. De ce? Pentru că am copil. Pentru că cu ce? Că trebuia să te însori cu mine. Cum de ți-ai permis tu? Mai aveam un pic de necăsătorie și pe tropa, n-area, mă, te mai lăsa pe mine. Am copilul ăsta pe Mihaiță cu ea. Și eu am copil. Nu pot, n-am cum. Lasă-mă, deci m-ai dus prea mult cu zahărelui. Eu încerc să fie bine, nu-mi vin nicăieri. Vino puțin, vino să vorbim. Îmi spui într-una imediat ce s-a întâmplat. Îmi spui într-una că mă iubești, că vrei să fii cu mine. Ia, vino cu acea. Da, normal, pupă-mă, că mă ducești, nu? Gata, hai, stai liniștită, ia, ascultă-mă, am fost beat.
Și dacă ai fost beat, ce? Acum gata, nu știu, găsești scuză că ai fost beat. Am fost beat și, nu știu, a început să... Așa de cum ai iubit, să nu? Să mă pupe, să mă astea și m-a făcut să... Vai, și te-ai muia săracul de tine ca un copil mic, ți-a dat nu o jucărie și am... gata, te-ai dus, eram, nu? Nu știu, eram... Ai fost ușor de influențat, nu? Cum sunt bărbații, dacă așa, dau un pic și... Na, și vine o femeie... Și mai avem face... două luni să ne luăm, omule, ce nu înțelegi? Peste situația, n-am ce să fac. Așa, da, mă. Aha, era bărbat. Un val de emoții se revarsă asupra Danei, de la plâns la ceartă, de la lacrimi la iubire. Probabil asta o face să-l dorească atât de mult pe acest bărbat. Dormi la tine? Nu știu. Bine că ți-l ador de mine și m-ai lăsat singur. Ce te doresc? Mă dorești? Nebunatico. Nu mai nebunatico ca tine. Nu mă treci. Da, așa este. Nu mă treci? Ba da. Informațiile însă ne poartă tocmai în trecutul plin de răni al Danei. Amantul ei este de fapt fostul iubit. Să fie aceste răni atât de adânci încât să fie uitată de propriul copil și de actualul soț. Salut, știu că e târziu, nu mă înjura, dar trebuie să dau o veste. Dana tocmai s-a întâlnit cu un anume tip în oraș. Da, e destul de ciudat pentru că la început una caldă, una rece, acum râdeau, acum plângea ea. Iar tipul respectiv din discuție mi-a dat seama că este fostul ei iubit, un anume tip Victor. Ești sigur de asta? Da, da. El este căsătorit, are un copil și din câte am înțeles ea îl cam vrea înapoi. De aceea a cerut să divorțeze? Ea da, păi ți-am zis, plângea și îl vrea înapoi. Că nu mai vrea doar așa să se întâlnească din când în când. Ea îl vrea total în viața ei. Uite, butuși două familii, că așa ai tu chef. Da. Iar Robert, săracul, a fost un pansament pentru ea. N-are nicio treabă cu el. Continuăm, te rog, investigația. Vreau să aflu... Am uitat să-ți explic, să-ți dau un amănunt. În timp ce ea se întâlnea cu respectivul, copilul era la o prietenă. Adică e total detașată și de copil. Atât de disperată e. Așa strângem cât mai multe probe împotriva ei. Ok, bine. Mulțumesc frumos. Okay, ceau. Ora 10. În fața porții casei familiei Cristea apare o femeie. Mișto. Tu crezi că dacă eu m-am mutat aici cu bărbatul meu în zimnicia, tu ajungi să-mi distrugi mie căsnicia? Ce căsnicie, măi, femeie? Dar nu mă mai face fătul pe mine, amărâtă. Uită-te la tine cum arăți. Distrus-o. Circ și mahala în fața casei. Înjurături și cuvinte grele între două femei care numai Doamne nu le poți numi. Soția amantului a venit să-și revendice poziția în fața Danei. Însă aceasta nu se lasă mai prejos. Este clar că cele două femei se cunosc și nu ar fi pentru prima dată când se răfuiesc. Câte se întâmplă sub ochii lui Robert și cum într-un orășel atât de mic nu ajunge nimic la urechile lui? Ora 11 și 15 minute. După răfuiala de dimineață din plină stradă, Dana se relaxează în bucătărie. Așa, măi, mamă. Ei, ce are, mămică? Asculta și o muzică și făcea mâncare. Ce faci, sărmă? A, gătești. Hai să te pun, ce faci? Bine te-am găsit. Uite, bine ai venit. Am avut drum și am trecut și pe la voi. Ce ai mai făcut? Cum te mai simți? Binișor, binișor. Hai, ia loc, bei o cafeluță cu mine? Aș bea și o cafeluță. Păi, hai, ia loc. Dar tu ce făceai acolo? M-am pus să fac și eu ceva de mâncare pentru Fitu. Da? Și ce făceai lui Fitu să mănânce? Avea poftă să mănânce niște ciorbă. Bun. Hai de bea din cafea, lasă ciorba, că dăm clocuri. Ai pus zahăr? Da. Cât zahăr ai pus? Cât îți place.
Da, uite, am pus zarzavaturi acolo, nu știu, borș. Ia să văd, ai pus borș? Da, eu zic că am pus ce trebuia, tot ce trebuia. Și are că, vezi, Matale, că poate trebuie altceva, cum îi place lui. Mai trebuie, din aspect așa, eu văd că mai trebuie pe aici câte păi, ceva. Matale, știi mai bine, eu ce să zic, eu fac și eu cum știu, da? Matale, ești o bucătăreasă bună, hai, am mă, perii acum, ce să-ți mai să-ți termin eu ciorbița, nu? Hai, mă. Bine, mă, nu e nimeni așa că Matale e o bucătăreasă așa de bună. Ești tu, drăguța. Sărmână de tot. Am pus tot ce trebuia, dar adaugă tu restul. Ce transformare în fața soacrei! Din informațiile noastre știm că cele două nu prea se plac. Însă ceea ce vedem pare a fi o relație soacră-noră extrem de reușită. Să fie din partea amândorura doar o mască sau mirosul de ciorbă le-a luat mințile. Cine pe cine învață? Ce faci, mă? Așteptam să o facem. Mă, arată bine. Ei, arată bine, trebuie. Am mai suplimentat aici ce nu pusesei tu. Am mai pus un pic de piper, am mai pus un pic de suc. Am făcut și eu cum am putut, dar uite, mai mult din ea? Mai durează? Nu mai are. Nu ar trebui să mai dureze. Te grăbești? Că eu am... Păi mă grăbesc, că trebuie să plec și eu, că eu am trecut doar să te văd. Păi și-am primit un telefon urgent să plec la servicii. Atunci n-are nimica. Stingem focul și când te întorci, și eu mai vin un clocot, un singur clocot. Ai stins focul și e bună de mâncat. Bine, mă. O să plec acum, să aveți poftă la masă de seară. Și tu ai grijă de tine și vezi ce faci. Se pare că soacra tot soacră rămâne și își vede de drumul ei. Însă detectivii nu știu nimic de niciun telefon primit de Dana. Ce faci, pui? Păi nu vezi, nu mai pot, deci a venit maica ta, iar mereu nu știu ce mai vrea, chiar nu știu ce vrea, vine, dă cu degetul pe mobilă să vadă praf, nu-i praf, îmi controlează nuale, de parcă eu nu-ți fac ție mâncare bună, îți pun ceva, mâncare, mă condamnă că nu știu să fac nimic, deci nu mai pot, crede-mă, tremur toată, nu mai pot. Eu te-am sunat pe tine ca să-ți spun, dar te rog eu mult de tot, dacă vorbești cu ea, să nu-i spui că te-am sunat. Îmi face viața amară, nu. Te-am sunat doar să-ți spun. Că nu mai pot, crede-mă. Făceam și eu de mâncare, ascultam muzica. Că ce muzica asta? Ai pus zarzava suficient? Mi-ai pus zahăr în cafea? Chiar nu mai înțeleg. Mă, dar de fiecare dată când vine mă condamnă, dar nu vede nimic bun la mine, parcă sunt o legumă, așa mă consideră. Îți jur că nu mai pot, nu mai pot. Nu-i spune, te rog eu să nu-i spui că te-am sunat să-ți spun. E maică ta. Știi foarte bine că n-am nimic cu femeia, o respect, e ca mama mea. Bine, hai te pupic dulce. Aha, ți-am făcut-o de data asta. Incredibil! Detectivii credeau că ciorba nu are gust. Cât respect din partea ta, Dana, pentru cea pe care o consider ca și mamă. Cum o femeie care dă naștere unei ființe este capabilă de așa ceva? Ajutată și de naivitatea lui Robert, se pare că Dana își duce la bun sfârșit fiecare plan pe care și-l propune.